o întâmplare destul de gravă. A fost la un campionat, la o cupă sau o etapă europeană, unde am căzut cu bicicleta la 40 de km la într-un pluton am căzut efectiv, m-am julit, eram plină de sânge, aveam ghidonul strâmb, era, era terminată cursa pentru mine și am spus nu. Eu acum mă ridic, mă pun pe bicicletă și îmi termin cursa, pentru că era foarte important pentru mine, călătorisem foarte mult, plecasem de la, plecasem de la muncă sau nu mai știu exact. Adică aveam concediu, îmi veneau în cap foarte multe, foarte multe regrete pentru care da, nu puteam să evit pe de altă parte ceea ce se întâmplase sau nu puteam să dau timpul înapoi și atunci am gândit că trebuie să mor pe bicicletă, așa plină de sânge, m-am urcat și am mers mai departe, am terminat cursa aia. Salut și bine v-am găsit la o nouă ediție Sharing Room. Avem alături de noi un om deosebit în această seară și mi se pare foarte interesant felul în care o să te prezint, pentru că pe de-o parte ești medic, medic rezident și pe de altă parte ești triatlonistă de performanță și chiar m-am gândit în ce ordine să le opun. În ambele cazuri, oricum, mulțumesc că ai acceptat invitația să ne fie alături. Antonella Manac, bine ai venit! Bună, bine v-am găsit și mulțumesc pentru prezentare! Cu mare drag! Uite, o să, sparg, o să sparg gheața cu o întrebare care o aveam în minte de prima dată când am aflat despre, să spunem, profilul tău. și anume, Ambele mi se par, ambele domenii, domeniul în sine al, al medicinei, domeniul în sine al sportului de performanță la nivelul ăsta de triatlonist de performanță, ambele mi se par extrem de grele. Cum reușești să le faci pe ambele în același timp? Aceasta este întrebarea secretă a tuturor. Toată lumea mă întreabă, mă întreabă lucrul ăsta și de fapt nu e întrebarea secretă, este răspunsul, este secret, dar pe de altă parte nu este niciun secret. Am plecat pe acest drum din dorința de a deveni medic pentru că mi-a plăcut foarte mult această meserie și am avut, am avut o chemare către această meserie și în același timp eram și sportivă la vremea când intram la facultate de medicină și am spus că nu o să renunț de ușor. Am încercat să mă ambiționez să le, duc până la, să le duc pe ambele în paralel până la terminarea studiilor, până la terminarea facultății. Și am spus că gata se va opri pentru că încep să muncesc și nu o să mai reușesc. Au venit calificările la Olimpiadă și am zis că nu mă opresc, și așa am ajuns aici. Ce de și at de aici. Apropo de asta și apropo de a împărtăși cu noi secretul succesului tău, noi mai împărtășim ceva alături de fani și alături de toți cei care ne urmăresc. Parte din conceptul nostru este să ne facem cadouri pentru că aceste cadouri devin parte din spiritul emisiunii prin faptul că le punem aici se văd de, ediție, de la ediție la ediție. Ce ne-ai adus? Am venit cu, am, venit, -am venit pregătită, dar <laughs> <laughs> v-am adus o cască de not cu care, pe care obișnuiam să o, fi, o, să o folosesc în timpul antrenamentelor. Este o cască de la clubul meu Steaua București, și pe care mi-aș dori să-ți o semnez și să o las mult. aici, și un pin cu Federația Română de Triatlon. Din partea medicală nu am ajuns să-ți aduc nimic, dar sper să nu fie nevoie. <laughs> Ce specializare zici că ai? radioterapie. Sper să ne ajung la tine. Așa, și eu îți doresc <laughs> același lucru. Mulțumesc mult. Să-l punem aici la loc de onoare până când îi găsim o, un stativ sau cumva să-l expunem mai frumos momentan îl las aici. Bun, uh, revenind. Ambele, până la urmă, cred că au de a face, să spunem, în prim plan este corpul uman și până la urmă tu îți împingi corpul tău în, să spunem, în competiții? Tragi foarte da. mult de tine. Medicina m-a ajutat foarte mult să, să înțeleg cum funcționează corpul uman și să știu că atunci când mă lovesc de, de un prag, mai ales de pragul durerii, să știu cum să gestionez situația și în același timp, cu cât repeți mai mult și cu cât știi cum arată durerea, cu atât știi să o înfrunți în momentul în care ea apare oh, deci, într-un fel, tu, pe lângă faptul că, na, ești atlet, ești, într-un fel, oricum și propriul tău fizioterapeut. Da. Bineînțeles, deși, sigur că aveți... deși ajung și la fizioterapie destul de des, pentru că suntem atât de mult munciți și mai avem nevoie și de puțină relaxare sau recuperare, altfel spus. Uite, spunem un secret. Uh, sau neapărat un secret, dar sunt chiar curios. Care a fost cel mai nasol punct din punct de vedere fizic? Care a fost? sau Ori accidentare, ori să spunem epuizare sau uzură. Care a fost cea mai nasoală chestie care ți-a întâmplat? Cred că accidentările sunt cele mai dureroase, mai ales pentru sportiv, pentru că mai ales accidentările din zona articulațiilor mari care necesită o recuperare totală fără antrenament sau mm -hmm. de cele mai multe ori cu repaus. Uh, și da, atunci cred că e cel mai greu pentru că corpul tău este obișnuit să aibă niște arderi și mai ales noi ca femei uh, mai ne uităm și la partea asta Am pentru înțeles, că e double damage da, <laughs> e double damage să <laughs> vreau să zic în engleză pentru că uh, da, trebuie să avem grijă să nu trecem nici în partea asta cu greutate mai, uh, mai mare și în același timp ca să-ți tonusul trebuie să trebuie să te recuperezi pe altă parte, adică să încerci să, să recuperezi prin altfel de mișcări și prin altfel de exerciții. Și acum ca să revin la cea mai mare accidentare sau prin ce am trecut așa printr-un accident mai dureros, cred că au fost căzăturile de pe bicicletă undeva la no. 40 la oră, unde inclusiv rămâi cu, rămâi cu urme pe tine, pe corp, așa, și accidentările în zona gleznelor, pentru că am ajuns la ortoped. De la alergat? Sau de și la ce? de la alergat, da. Și pentru că ligamentele te lasă. Uh -huh. Te lasă și, de la, și din cauza vârstei, dar și din cauza accidentărilor frecvente și mai ales pe aceeași închietură. Și am ajuns la ortoped, uh, iar acesta să-mi spună că dacă mai vrei să porți stocuri ca femeie în viața asta, ar trebui să ai grijă mai mare <laughs> unde calci și cum calci și cât de mult alergi și pe ce tip de unde de dai suprafață. Și, unde dai și unde cravă. Unde dai și unde uh, Uite, chiar sunt curios. Eu n-am nicio treabă cu atletismul de performanță, lucrez oarecum la întreținerea propriului meu, corp mai merg la sal din când în când. Și unde lucrurile pe care le iau pentru întreținerea ligamentelor sunt niște suplimente pe bază de cartilajul de rechin, MSM, niște chestii oarecum simple, nimic, nimic fantastic. Dar eram curios, tu ca atlet, mai ai să spunem așa, o, adică pe lângă faptul că ești și medic, ești și atlet, mai ai o provocare. Că în, to în toată povestea asta, în toate antrenamentele și toate, să spunem, competițiile la care mergi, tu trebuie să ai mare, mare grijă să nu iei substanțe care sunt considerate dopaj. Și atunci, întrebarea mea este, ca atlet care face uh, antrenamente de performanță, uh, tu poți să iei ceva suplimente sau nu poți să iei nimic? Da, normal că poți să iei suplimente, doar că există o listă a substanțelor interzise în care sunt descrise toate substanțele care. anabolizante, mult, multe. Uh, diureticele, iarăși, sunt. Uh, sunt uh, periculoase pentru că tu poți lua o substanță și prin diuretice practic te poți spăla de substanța respectivă și iarăși acestea sunt foarte, foarte importante și în același timp interzise diureticele ne-ar ajuta să eliminăm mai repede apa din organism mm -hmm. ceea ce ne-ar face să arătăm mult mai bine mai ales în momentele când reținem apă și aici se pot adăuga și uh, deplasările cu avionul special mm -hmm. distanțele mai lungi da, pot să iei suplimente fără nicio problemă, doar că, sincer, nu prea iau. În ultima vreme doar chestii foarte ușoare, vitamine, minerale. Iar legat de articulații am luat în perioada în care am avut probleme, la fel cum ai spus și tu, uh -huh. niște suplimente care se bazau mai mult pe ajutorul articulațiilor, dar nu, nu fac abuz de ele. Mă bazez mai mult pe alimentație și somn. Când cele, se poate. Cele mai bune, cele mai bune tratamente. Chiar mă gândeam că oarecum ai o poziție unică și e foarte tare, să spunem, knowledge-ul, cunoașterea pe care tu o acumulezi pentru că pe de o parte vezi lucrurile ca medic, pe de altă parte le vezi ca atlet. Și mi se pare că chiar și dincolo de uh, finalul carierei tale sportive, când o fi, cât mai târziu îți urez, uh, tu ai putea să faci foarte multe chestii în direcția asta. Adică te-ai gândit vreodată că poate te vei specializa pe zona de, nu știu, medicină, în partea asta de atletism? Ți-a venit vreodată ideea asta? Uh. Te refer la medicina sportivă. sportivă sau da. de reabilitare. Cred că da, că nu știu nu sunt două. Bine. <laughs> da, ar fi două specializări diferite. Sincer, nu m-am încă la a doua specialitate, mm -hmm. să, că, ca orice medic poți să faci mai multe specializări, specialități, deci te poți uh, uh, omul cât învață. în deci cel care Dacă spune. Dacă peste câțiva ani o să auziți o o de Antonella Manac, care este foarte bună pe zona asta, aici la Sharing Room a venit ideea, da, uh, da, încă nu m-am gândit la asta, dar uh, pe viitor cine știe, nu mi-am pus problema că nu o să pot să mă apuc de ceva și să nu duc la capăt. Asta cred că mi se pare cel mai tare, să spunem cel mai tare, a, nu știu cum să zic, beneficiu sau a, tipul, tărie de caracter, adică până la urmă, dincolo de ce realizezi în sine acolo pe... Să spunem pe teren, ca să zic așa, fie că ești în apă, fie că ești pe bicicletă, fie că alergi, dincolo de să spunem capacitățile fizice, cred că cel mai mult contează mentalul. Tu... e foarte important mentalul, e nu știu, ce la Este cheia către, către succes și nu cred că contează doar în sport, ci în orice faci, în orice activitate pe care o o începi sau nu numai sau pe care o faci deja sau Uh, nu știu, pe mine sportul m-a ajutat foarte mult uh, Atât uh, în colectiv, cât și în afara lui, cât și în viață Cât și în orice am vrut să, am vrut să fac Și am reușit de cele mai multe ori Tot ce, tot ce mi-am propus am reușit până la vârsta asta Acum rămâne de văzut și pe mai, mai departe uh, Da, în sport, în competiție, în viață în muncă, în serviciu, în job Mentalul e foarte important Așa cum spuneam și mai devreme Dacă nu ești antrenat și dacă nu știi cum arată durerea Sau ce înseamnă durerea Clachezi Așa e și cu mentalul Dacă nu ești obișnuit să treci peste niște lucruri Să le înțelegi adevărata lor esență și adevărata lor valoare și nu ești uh, cum un psihic bine pus uh, la punct și te lași demoralizat ușor sau te lași influențat sau, uh, nu știu, caz ușor, nu. Pe mine sportul, asta m-a învățat, de fapt. Uite, simt că am ajuns într-o profunzime a discuției și îmi place foarte mult că am ajuns aici și îți mulțumesc pentru răspuns. Uh, ai vreun secret pe care ai vrea să-l împărtășești cu cei uh, care ne urmăresc acum? pe partea de cum să-ți construiești tăria mentală? Practici vreo nu știu, meditație sau ai vreo vreun ritual prin care îți întărești mintea? Uh, nu am un ritual doar că îmi setez foarte bine uh, obiectivul pe care l am pentru următoarea perioadă sau unde vreau să ajung și ce vreau să realizez și încerc să um, nu deraiez de la calea pe care mi-o aleg și în același timp uh, dacă ar fi să spun ce fac, încerc să mă organizez și să fiu cât mai bine organizată și să-mi programez timpul meu să fie cât mai util pentru mine, dar în același timp nu uit să mai am momente când mă relaxez sau când îmi dedic o parte din puținul timp și prietenilor sau și lucrurilor care mă fac un pic să ies din, din focusul pe care l am, pentru că când ești o perioadă îndelungată de timp, când rămâi foarte mult focusat și marcat pe ceea ce vrei să faci, poți să o dai și în extrema cealaltă, adică să ajungi să te îndepărtezi de celelalte structuri din jurul tău, în care pe parcurs te nu te mai ajută să mai... Adică nu-ți mai vine motivația. Așa, dacă mai ieși la o cafea cu prietenii, mai te duci la un film... Te, bucuri de viață. te mai bucuri un pic de viață. Să mai, te duci să-ți mai găsești motivația să te mai, să te deci, mai alimentezi. Ca să văd dacă am înțeles și eu bine, este un echilibru între, aș spune așa, cu riscul de a folosi prea multe cuvinte în engleză, un tunnel vision, o hiperfocusare pe obiectiv, pe de-o parte, dar în același timp încerci să nu uiți și de toate lucrurile care îți fac viața frumoasă Da, adică să spui că ok, mă duc să ies cu prietenii, ies la cafea Dar la 11 mă duc acasă să dorm, că mâine mă trezesc la 6 și am antrenament ah. Ei nu se trezesc la 6 și n-au antrenament Correct. Și atunci încerci să nu fii în afara colectivului Adică să îi împaci un pic mm -hmm. și pe ei Dar în același timp să-ți vezi și da, asta mai degrabă. Stupul. Asta mai degrabă ține să spunem de echilibru între muncă și viață în general mai punctual de atâta, o să intru mai în, <laughs> <laughs> intru mai în profunzime. Uh, ce faci cu mintea când ești acolo în mijlocul, nu știu, unui, unei traseu, ești în mijlocul uh, zonei de not? Cât păi este, apropo, cât, 30 de kilometri sau? Nu, hai să vorbim despre distanțe dacă de distanțe, vrei, dar da, da, da. să nu scăpăm această întrebare. La întrebarea pe care vreau să o pun și unde vreau să ajung este când ești în mijlocul acțiunii și te doare aproape tot ce poate te doar o uman, de la epuizare, de la toate procesele metabolice. Mă gândesc cât de mult gândești. am muncit până în momentul respectiv și că nu este cea mai bună idee să renunți în acel moment. Super. Și atunci mă ridic și merg mai departe. Superb. Cel mai, nu chiar recent, dar o întâmplare destul de gravă a fost la un campionat, la o cupă sau o etapă europeană, unde am căzut cu bicicleta la 40 de km la într-un pluton am căzut efectiv, m-am julit, eram plină de sânge, aveam ghidonul strâmb, era, era terminată cursa pentru mine și am spus nu. Eu acum mă ridic, mă pun pe bicicletă și îmi termin cursa, pentru că era foarte important pentru mine, călătorisem foarte mult, plecasem de la, plecasem de la muncă sau nu mai știu exact, adică aveam concediu, îmi veneau în cap foarte multe, foarte multe regrete pentru care da, nu puteam să evit pe de altă parte ceea ce se întâmplase sau nu puteam să dau timpul înapoi și atunci am gândit că trebuie să mă urc pe bicicletă așa plină de sânge, m-am urcat și am mers mai departe, am trenat cursa aia, Super. antrenorul de pe margine îmi făcea că ești nebună <laughs> și da, pentru mine asta contează, să ajung acolo unde îmi doresc știi că, oricum, în, în mentalul public uh, există mai multe comparații din asta între tipuri de atleți și tipuri de sportivi și, pe de-o parte, sunt uh, glumele, care nu știu cât de adevărate sunt, că nu sunt uh, fotbalist de performanță. Sunt glumele alea că un fotbalist întotdeauna îl atinge un pic, cade jos și se rostogolește. Exact, da. Și, pe de-altă parte, nu știu, se face comparații cu cât de tari sunt ruibiștii care... Sau boxorii Sau, sau... boxorii. Literalmente, cu nasul spart, continuă mai departe meciul. Uh, și pe unde, pe spectrul ăsta, cât de badass, ca să zic așa, sunt uh, în general artiștii, ăsta artiști, doamne, într trebuie și artiștii, atleții de endurance, cum ar fi triatloniștii? Păi ai vorbit despre distanțe, dacă ne-am gândit ce înseamnă triatlonul, uh -huh. triatlonul olimpic pe care îl vedem, sper, la Olimpiadă în 2024, uh, vorbim despre un kilometru și jumătate în not, 40 de kilometri bicicletă și 10 kilometri alergare toate, trei probe, toate cele trei probe sunt consecutive, fără oprire, nu te schimbi, nu te oprești să te ștergi că ai ieșit din apă ud, nu stai să spui șosețelele, nu. E șosețele. Deci ai ieșit din apă, sari pe bicicletă, te încalți în mers, pedalezi cei 40 de kilometri, după care îți aduci bicicleta în zona de tranziție, în locul de unde tu ai ridicat-o, pentru că ai un număr special mm. și dedicat fiecărui concurent sau participant, te duci o lași acolo de unde ai luat-o, ai adida și pregătiți în fața cutiei, te încalți în 5 secunde, 7 secunde, cu cât te încalți mai repede și ești e din tranziție. Pitstop, știi, exact, la, da. la Dar tu când ajungi în tranziție ești deja descălțat, deci ai vin picioarele goale înapoi pentru că pantofii de bicicletă îți rămân prinsi pe, pe cadru bicicletei. Te-ai în cel mai rapid timp posibil și începi să alergi. Uau. Iar cursa se termină când termin cei 10 km de alergare și e trecut linia de finish. Știi, e oarecum uh, poate un pic ciudat, uh, chiar să ne și mă gândeam, așteptam să spui ceva care să consider că este absolut astronomic și imposibil de atins de un om normal, dar eu am alergat 10 km, cred că pot să un kilometri bine, nisi timp e absolut infecți, ți dai seama, dar pot să o fac și am pedalat mai mult de 40 de km. Deci. <laughs> în sine nu sună atât de imposibil, dar îmi imaginez că oamenii ăștia ajung la un nivel atât de performant încât nu se compară cu oamenii normali care, hai să zicem că alerg 10 km în, nu știu, câte ore, Mare parte a sportivilor de top mondial, top 10, vorbim aici, fac numai asta și, practic, dimineață, micul dejun, este un sport, prânzul altul și cina altul. Oh, wow. Pentru că vorbim de trei sporturi. Dar asta nu înseamnă că în România, mai ales, amatorii care practică această disciplină, mm -hmm. Sportivă, deși sunt trei sporturi, nu înseamnă că nu există și, practic, noi pe ei ne bazăm că creștem sportul ăsta că îl ducem la un nivel mai înalt, că putem să avem încredere în ei, că se vor înmulți și vom face mai popular triatlonul în România. Deci, oare cum să spunem, noile sporturi pornesc de la, de la firul ierbii sau există posibilitatea ca un sport să devină mai, nu știu, mai sponsorizat, să aibă mai multe competiții. Adică, partea profesională este foarte posibil să fie influențată de câți amatori fac aia? Uh, în mare parte, partea profesională sau sportivii de top ajung să crească și ajung să se nască dintr-un sport popular. Uh -huh. Dacă te aș întreba. Chiar nu te-am întrebat dacă ai copii. Nu, nu. Ok, nu, dar dacă nu. ai avea copii, l-ai duce la l-ai înscrie la un sport uh. atât de greu? Um... O să spui că nu ai timp, că sunt trei sporturi, eu nu am timp nici pentru unul. Mai nu, nu neapărat. Nu, și, cu, siguranță, când, cu, siguranță când o să am și probabil că o să am relativ curând, că na. Doamne Hai, ajută! Mulțumesc! Uh, dar ce vreau să zic este că cu siguranță o să-l dau sau o să o dau la un sport, indiferent dacă fata sau băia, nu contează. L-așteplat cursul de not de triatlon. De... <laughs> Mulțumesc, e bine, e notat. Uh, da, exact, dacă triatlon sau nu știu alt sport, uh, rămâne de văzut. Dar ce văd eu foarte fain la, la triatlon, uite, dacă tot vorbim de triatlon, este că pe lângă faptul că formează grupe musculare diferite și lucrează mai tot corpul, Cred că e mișto că ai și diversitate, nu faci aceeași chestie în continuu. Asta m-a atras cel mai mult la sportul ăsta, pentru că înainte să mă apuc de teatru, nu făceam un nod de performanță și am făcut, slavă Domnului, pentru mai bine de 10 ani nod de performanță. Iar la vârsta de 18 ani, când am avut, cred că, cel mai, cel mai, cel mai dificil an din viață, a trebuit să dau admiterea la facultatea de medicină, care nu este chiar atât de ușoară. Știu, foarte greca. Aveam și bacul în același an, de fapt, în aceleași luni. Altfel spus, uh, atunci am participat și pentru prima oară la un concurs de triatlon, uh -huh. care, culmea cool mi-a apărut așa, dintr-o provocare și am zis că cum e posibil să fie trei sporturi și eu să nu pot să le termin? Unul din sporturi bă, îl stăpâneam destul de bine, pentru că era vorba de not. Și așa am ajuns să-mi să să schimb prima pasiune, care mi a fost Îmi imaginez, imaginez că partea de not a fost uh, aia, tati, se rezolvă. Uh, dar după aia bicicleta și alergatul totuși e sportivă, erai sportivă, dacă de familiară erai, adică Păi nu eram, asta a fost și provocarea pentru că a trebuit să mă specializez și pe bicicletă și pe notă. Am, am început să investesc în echipament foarte mult mm -hmm. pentru că și sportul ăsta nu e suficient că are doar trei sporturi și că este dificil și complex. Exact. Necesită și un echipament... Trei uh, tipuri de echipamente. Trei tipuri de echipamente, uh, da, destul de costisitoare, mm -hmm. pentru că vorbim de biciclete de carbon, vorbim de... Și, cum spuneam, de diversitate... Uh, este mult mai plăcut să știi că într-o săptămână de antrenament sau într-o planificare de, de program de antrenamente ai trei sporturi pe care le combini și le diversifici azi, noți mâine alegi sau dimineață pedalezi, după amiază mergi la sală și la not. Față de programul ușor e note, note, plictisitor, note, 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 în not dimineață, not după amiază, în not dimineață, not după amiază și da... Ok, deci pe lângă faptul că trebuie să reziști mental acolo un efort, mai trebuie să reziști mental și la faptul că dacă faci singur o singură chestie te plictisești. Da, okay. și după toate astea a apărut și medicina la mijloc, deci... Cum este, să spunem, ce rol are medicina în viața ta acum? Adică e clar că, uite, 90% din timp până acum am vorbit numai de sport. Sportul din viața ta. Acum am vorbim și de, de medicina. Păi lucrurile s-au schimbat. Uh, uh, la ora actuală mă focusez mai mult pe partea de medicină, pentru că am început să muncesc și avem niște responsabilități, chiar dacă suntem medici rezidenți și suntem mai mici și mai micuți văzuți, muncim destul de mult, pentru că trebuie să ne Trebuie să furăm meserie de la cei cei mai mari care uhum. ne coordonează. Și da, este un. Și, și acesta este un antrenament destul de, de, de greu și de dificil pentru că munca cu oamenii te solicită. În același timp trebuie să își empatizezi, trebuie să poți să conferi o siguranță că se începe un tratament, că se termină, că lucrurile pot arăta și altfel sau pentru că. Această specialitate pe care mi-am ales-o se bazează sau lucrează cu pacienții oncologici, mi este mai dificil să, să iei să atitudine vezi. și să explici momentul sau gravitatea situației, și atunci trebuie să stai bine pe psihic și să știi în același timp să, să iei o decizie corectă, atât pentru tine ca medic chiar dacă ești rezident, cât și pentru pacient. Uite, aici recunosc că um, atunci când citeam despre toate lucrurile minunate pe care le faci, am făcut o greșeală de, de cunoaștere. Prima chestie, în momentul când am, am citit specializarea ta, am crezut că se referă la componenta asta de imagistică. După aia mi-am dat seama că, de fapt, este tratamentul radiologic în oncologie. Acum, exact, de fapt, acum mi-am da, dat seama, și da, 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 e complet altceva. Da. Într-adevăr, e diferit față de radiologie, care da, da, se da. ocupă doar de, de investigații imagistice. Și tocmai mă pregătim să te întreb tot, cum e cu Tot cu rute. razele lucrăm, dar. <laughs> Scuză-mă? Nu, zic, tocmai mă pregăteam să, să, să te întreb ceva de cum este cu oasele rupte și -o mai am văzut că nu are nimic de face cu oasele rupte. <gânt> Putem să vorbim și de oase rupte, că avem cunoștință un, un medic rezident care termină șase ani de, mm -hmm. de facultate, trece prin toate și ca, și ca rezident ai niște stagii, anumite, anumite stagii prin care trebuie să treci. Chiar dar fiecare... asta vreau să te, să te întreb, în, în ideea în care uh, pentru obiectivele tale sportive, pentru tot ce înseamnă triatlon. Știi că trebuie să termin cursa de bicicletă într-un anumit timp, cursa de not într-un anumit timp, cursa pe total într-un anumit timp. Da, în, 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 cariera, medicală, ok, hai să zicem că un obiectiv acum e să-ți termin rezidențiatul. Da. <laughs> Dar pe termen lung ce ai vrea să faci? Care e un, unul dintre visurile tale sau obiectivele tale pe zona asta de medical? Păi aș dori în primul rând să termin specialitatea, exact cum ai spus și tu, să devin medic specialist, uh, mai departe și primar, de ce mm -hmm. nu, că sunt niște practic niște etape, uh -huh. pentru fiecare trebuie să urmezi câte un examen, după care trebuie să găsești un post unde să te așezi, unde să poți să ai o stabilitate financiară. Uh, și mi-aș dori să-mi găsesc, da, un post aici în București, uh, de ce nu către o clinică privată. Și momentan nu m-am gândit mai departe la ce obiective îmi setez, pentru că acum mă specializez. Mi-aș dori foarte mult să ajung să fac un stagiu în Sănătate. Unde să mă pot perfecționa mai bine și după care să mă întorc înapoi. să În tot ce faci, mi se pare că ești perfecționistă da. și îți urez super mari succes, dar sunt sigur că o să ai oricum, indiferent Mulțumesc. dacă îți eu sau nu. Pentru că cred că totul pornește de, cum ai spus și tu, pornește de aici. Pornește de la uh, felul în care ești capabil sau capabilă să-ți urmezi obiectivele. Corect. Uh, și acum... Am discutat de sport, am discutat de medicină, am discutat până și despre felul în care îți întărești mintea și îți obții echilibrul ăsta în viață. Acum spune-ne despre dacă mai ai timp în viața ta de hobby-uri. Chiar sunt curios. Sigur că am. Cum ziceam mai devreme, trebuie să-ți găsești un pic timp de, de, a face altceva pentru a putea reveni cu forțe proaspete mm -hmm. la ceea ce ai tu de făcut. Da, îmi place foarte mult să merg la schi, am fost acum de curând, dar în același timp trebuie să am foarte mare grijă pentru că nu am voie să mă accidentez. Ies Vai, cu prietenii... Ce că ce mi-am luat la schi la viața mea. <laughs> Schiez bine, nu știu, eu am învățat să schiez bine și în același timp am și grijă, că mm -hmm. mi-e orice, Evident. orice mică neatenție te poate costa și atunci... Cred că oamenii o să, o să ne întrebe în comentarii cum reușești să faci ziua de 24 de ore, să faci de 48 de ore. Păi e, e problema azi. că <laughs> o fac, asta e. De exemplu, azi dimineața m-am trezit un pic mai devreme. vreme am spune făcut programul <laughs> tău, exact, te rog. Uite, a, luăm ziua de azi sau vrei cea de ieri? Care vrei tu? Da, o, programul general arată în felul următor. Dimineața mă trezesc la o oră matinală, fac un antrenament. Acum, dacă e vorba de not sau de o bicicletă pe care o fac în casă, bicicleta mea cu care mă dau pe șosea, o am pusă pe un trainer profesional care îți simulează asfaltul de afară. Ce tare! Și poți să pui o înclinație de 5, de 8%, poți să pui să pedalezi la vale, la deal, tot așa, adică să-ți fie din ce în ce mai greu, din ce în ce mai ușor. Poți să-ți planifici să intri cu mai mulți colegi, compatrioți, cum vrei să-i numești, într-o cursă virtuală, toate prin ajutorul acestui trainer, care este un trainer inteligent. Așa, deci dacă nu e vorba de not sau de bicicletă dimineața la prima oră sau de alergare, este un antrenament standard matinal, până în ora 8. La ora Asta ora 8. să te întreb cât, cât, de matinal era acel matinal. Deci la 6 începi. Oh, la 6 wow. începi. Deci <laughs> acum depinde cât de repede te miști dimineața. Deci, tu, fiecare își setează cât de mult are nevoie să se spele pe din, să mănânce, să se pregătească. După care la 8, 8 și puțin, Începem programul la spital până la ora 14. Acum am început să fac practică și într-o clinică privată unde merg după amiaza, deci mai sunt niște ore uh, încadrate către profesia de medic sunt după amiaza după ora 16-17. Bucureștiul acesta mă ajută foarte mult cu traficul. Încerc să evit orele la care nu am voie să stau la volan. Prefer să parchez mașina și să mă duc să alerg sau să stau să beau o cafea cât trece, cât trece ora cea mai aglomerată. După care, după ce ies la spital, încerc să mănânc ceva. Mai fac un antrenament pentru că am un standard de două antrenamente minim pe zi mai sunt și zile cu trei, dar nu prea mai reușesc să mai fac al treilea antrenament în zilele aglomerate. După care seara ajung acasă, dacă merg la clinică sau nu, merg la bazin, dacă merg dimineața la bazin, după amiază fac bicicletă, dacă merg dimineața la bicicletă, după amiază fac alergare mai am zile când fac și sală sâmbăta-duminica este un standard sâmbăta este o tradiție, se fac 100 de kilometri pe bicicletă wow. antrenament, se adună o gașcă de mai mulți cicliști, profesioniști și amatori, acum mă întâlnesc cu băieții de la Gașca Mola, așa se numește mergem spre Giurgiu, tura noastră e până la Giurgiu, aproape de Giurgiu și înapoi sunt 100 de kilometri, iar duminica se face o alergare ușoară, dar lungă, undeva la 20 de kilometri, care mm -hmm. Cam așa arată un program deci... de 18 ore de antrenament, undeva împărțite la 14 antrenamente într-o săptămână. Wow, ok. Min. Minim, că minim două pe zi, da. Plus un contract de 6 ore, 7 ore plătite la spital, plus, plus munca benevol din, din privat. Asta chiar, chiar vreau să întreb pe lângă, adică ai spus că -i, adică știam că ești medic, dar nu știam că ai două joburi ca medic. Adică... <laughs> Practic, al doilea nu este obligatoriu, este facultativ, mm. mă duc doar pentru că vreau să învăț mai mult și să aprofundez. Cu mai amirabil, adică cred că majoritatea oamenilor l-ar fi greu să facă una dintre chestiile pe care tu le faci tu faci trei chestii la nivel de performanță. Da. Acum aștept Încerc sens... să-mi aglomerez programul tot timpul și aici ca să vin la voi. A trebuit să mai renunț. Am renunțat la masaj. Mulțumesc, schim. mulțumesc că ai, că ai făcut asta. Uh, chiar vreau să te întreb, uh, cum aș stii, mai mult să mă mai glumă sau mai în serios, cred că la un moment dat ai putea să faci și un curs despre cum să și gestionezi timpul, adică îi <laughs> da. și pe alții. Da, ar fi drăguț. De multe ori mai am și eu nevoie de cum să gestionez timpul, adică se mai întâmplă să mai. Să nu ajung să dau uh, un dan la fiecare lucru de pe ziua respectivă, adică pe premisa nu lăsa pe mâine ce poți face azi, dar de multe ori ajung să mai las pe mâine ce n-am putut să fac azi, dar mm -hmm. n-am putut să fac azi din lista aceea lungă. E super bine, adică chiar vreau să te întreb, că ai menționat două chestii foarte interesante. Ai, ai menționat comunitatea, că ai comunități cu care faci chestii, că e vorba de alergat, e vorba de ciclism, Uh, și am menționat de asemenea și tehnologia Mi s-a părut foarte tare chestia aia Că ai un trainer pe care pui bicicleta că, Ok, așa o eliptică am și eu acasă O bicicletă din asta staționară au mai mulți oameni Dar să ai o chestie pe care îți pui bicicleta Care să simuleze tot felul de environment Mi se pare super high-tech Adică next thing urmează să-mi zici că ai și o cască virtuală și... Nu, <laughs> asta nu, încă da cine știe asta În viitor, să... mai ales că inteligența artificială Este din ce în ce mai deci mult cumva... în dezvoltare Cumva, cumva, în, în, în zona asta de, de sport, clar, tehnologia ajută foarte mult. Da. În ultima, în ultima vreme, da, a început să ajute foarte mult, mai ales că noi, ca sportivi de performanță, ne antrenăm un pic mai uh, atent, să spun așa. Se fac niște testări, ca orice sportiv de performanță care vrea să crească, are niște limite și acele limite e bine să le poți depăși. Se fac uh, niște teste de efort, se corelează cu testele de sânge. Uh, ca să dau un exemplu, pentru bicicletă există un, uh, un test. Uh, de efort maximal sau nu chiar de 20 de minute, în urma căruia se poate calcula viteza maximă sau altfel spus câți poți să împingi pe bicicletă într-un anumit interval de timp, după care toate antrenamentele sunt gândite după această testare. Deci, nu știu dacă știți pe YouTube, circulă un filmuleț unde un sportiv de la bicicletă și prăjește o pâine în același timp. L-am văzut, Adică văzut. împinge cu o putere mai mare de 240 de wat sau nu știu, de zi, așa, ajută-mă, la priza în care, care se regăsesc în priza unde ne încărcăm l Am chestiile. văzut și mi se pare absolut fascinant că tipul respectiv avea băi niște coapse mai mari decât capul meu, da. Uh, și cu toate astea Păi la final... și eu stau bine pe coapse <laughs> <laughs> și, și cu uh, O să hold this thought o să revin okay. la o chestie pe tema asta uh, Și Mi-aduc aminte că la final Era atât de puizat încât Literalmente s-a prăbușit Eu mi-aduc aminte de o singură chestie de puizare din viața mea Adică uh, Țin -mi minte când eram aveam, eram Adolescent, am făcut asta până în adolescență De când eram copil și până în adolescență Am făcut arte marțiale, am făcut karate și la anumite tipuri de antrenamente te punea să faci atât de mult efort încât a ajungeai să ai senzația aia, că ți vine să vomiți de oboseală. Ăla mi se pare punctul final al oboselii umane, adică nu că ard mușchi pe tine, dar vine să o vomiți de oboseală. Care a fost cea mai mare oboseală pe care ai simțit-o în viața ta. Ai ajuns acolo? Da, de multe ori. Păi cred că fiecare cursă se termină ef efectiv după ce trec linia de finish. Eu nu mai sunt în picioare, eu sunt pe jos. Nu mai poți. Mă, da, pentru că uh, îmi împing corpul la niște limite pe care mi le doresc în același timp. Adică îmi doresc practic evoluția. Dar în același timp nu cred că conștientizez cât de mult mă consum și atunci îmi setez limita până la linia de finish. După linia de finish nu mai știu ce se întâmplă și de multe ori ajungi să fii cu nu știu, cu o altă concurentă în același în Putem. același loc da. sau nu pe ultimii 100 de metri să, demeti, A, să okay. fii în aceeași linie mm -hmm. și atunci când clar când simți sânge în jurul tău nu poți să A, dacă ești înțeles. dacă ești setat pe ceea ce trebuie, te duci acolo și faci orice să treci înaintea respectivei. Și atunci după ce treci de definitiv, te mai interesează și corpul nu mai răspunde Stimulilor nu mai ai, tu nu mai ai niciun Tu nu mai ai nicio, niciun control asupra lui. M Am înțeles dar da, am avut concursuri. Chiar nu-mi amintesc că vorbeam zilele trecute cu cineva și chiar mă întreba care a fost cea mai grea cursă la care tu ai rezistat. Și cred că a fost undeva prin China... A trebuit să urc, așa ca să înțelegi, fac o comparație, deci traseul de bicicletă urcai undeva la 12, ca diferență de nivel, undeva la 12-14 etaje, era diferența de nivel, după care, clar, era și coborâre, dar era de vreo 3 sau 4 ori trebuia să urci traseul respectiv, după ce, asta după ce ieșai din apă, după care te aștepta alergarea, adică nu terminai oricum. Oh, și da, chiar, chiar, am, am rămas uimită și mândră de mine că am reușit să termin cursa care mi s-a părut destul de grea, adică Acum că vorbesc despre ea, aș face -o oricând, da? aș m-aș duce nou acolo. Hai să revin la gluma cu... Nu, stai Aperon. că mai este Așa. un concurs care Așa. a fost organizat de, de, clubul și de cei care mă mai și susțin pe mine, Sport Guru. În România a fost transferul, ca să vorbim, să ne lăudăm de cursele din România. Este unul dintre cele mai grele... Uh, concursuri, competiții, cum vreți să le numim, se nuată în barajul Vidraru, se urcă cu bicicleta până la bălea se și copară. după care alegi 21 de kilometri până sus la barajul de fier și la final te mai așteaptă încă 300 și de trepte, concurs cu pe care l-am terminat în 5 ore și 30 și puțin de minute, Felicitări. adică a fost primul meu half Ironman pe care l-am terminat. Chiar asta vreau să te întreb, că acest transfer, mă gândeam, băi, fier, băi, trebuie să aibă ceva legătură cu Ironman, deci este un half Ironman da. cum ar veni? Ca să, ca să facem și o delimitare, Ironman și Half Ironman nu sunt sporturi olimpice, mm -hmm. dar e vorba tot de triatlon, adică mm -hmm. tot cele trei discipline, cele trei sporturi sunt incluse, doar că distanțele sunt de, de supra oameni, nu de oameni. La Half Ironman vorbim de 1,9 km în not, 90 de km bicicletă și 21 de km alergare. Iar la Full Ironman, practic, distanțele se dublează, vorbim de 3,8 km în not, 180 de km bicicletă și un maraton și întreg, un maraton întreg exact. la final și dacă bicicleta în condițiile celor 180 de km este și cu diferențe de nivel și nu este plat și mai intervin și în condițiile meteo, ploaie, vânt caniculă iarăși lucrurile încep să fie din ce în ce mai ușoare right, not da, îmi pot da seama exact unde, unde există componența asta de de supraom. adică gândește-te ce, ce mental trebuie să ai și ce cât de tare ți-ai întărit psihicul dacă ai termina un Iron Man. Ce, ce, greutăți în viață poți să mai întâlnești tu mai rău decât cei 180 de km pedalați cu sudoarea aia după ce ai notat 3,8 km și te gândești că te așteaptă un maraton. Corect. Uite, pe partea de organizare, de, că până la urmă știi, sunt, 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 două lucruri aici foarte interesante. Pe de o parte este în sine când ești în cursă și acolo este, uh, îți folosești tăria mentală pe care ți-ai construit-o prin antrenament și prin setare de obiective și pe de altă parte să spunem programul de zi cu zi, care ambele sincer sunt impresionante, adică de la trezit la 5-6 dimineața și făcut două joburi și două antrenamente minim pe zi și după aia te duci la cursă când ai antrenamentul și faci zecile alea de kilometri, ambele sunt equally impresive. Dar acum o să întreb de prima, să zicem. Ce, și apropo de ce de tehnologie, folosești vreun tool de task management? Scuze-mă dacă întrebările astea sunt chiar curios. Cu uh, ce chestiile pe care le ai de făcut Ai agenda sau? Da, nu, nu mai am agenda, am trecut am trecut la partea digitală, așa mm -hmm. cum ai spus că am am progresat și noi. Folosim ceasurile acestea inteligente, folosesc un garmin care mă ajută să-mi țin într-un calendar, în aplicație, toate antrenamentele pe care le fac. Nu există antrenament la care să nu mă duc cu ceasul, pentru că și când înot, îmi dai drumul la nos, înot, să un kilometru, înotăm în bazine de 25, de 50 de metri. De multe ori sar în apă și e momentul cel mai benefic pentru mine, pentru că dacă notul a fost prima pasiune, clar, nu mi se pare un sport atât de solicitant, mai ales parte de încălzire. Ok, când intrăm la intervale, atunci au toate, sunt solicitante, nu mai există liniște, dar la not, până mă încălzesc, relaxează. mă și relaxează, pentru că Partea asta psihică care este obosită la muncă este, pe de altă parte, compensată de partea și efortul fizic. Sunt obosită fizic la muncă și. Nu, invers. Psihic la muncă și fizic la, la antrenamente. Dar atunci când încep să mă relaxez în bazin, știu că îi dau drumul și nu mă mai uit câte bazine not. Eu not și încerc să mă relaxez sau să fac un recap la, la ziua respectivă și ajung să mă mai uit după 10-15 minute. Hai să mă uit totuși câte, câte bazine am făcut, câte mai am. Și da, ne ajută device-urile astea externe. Pe bicicletă folosesc un ciclocomputer care ți înregistrează cu câți kilometri mergi la oră, adică ce viteză ce cadență ai la picioare, câți vați împingi, ce număr de kilometri ai făcut sau ai parcurs, inclusiv o hartă, dacă cumva pleci și te pierzi, nu știu, se mai întâmplă să pleci prin lume și ți încarci o hartă, poți să te încarci și ai traseul respectiv, nu cunoști străzile și el te ghidează ca un GPS de, de mașină, de telefon. Și mă întrebarea pe care mi-a ridicat-o la fileu este, poți să prăjești o, o felie de pâine la bicicletă? Pai, nu știu, dar mie îmi plac provocările, așa că nu mă provoca. data, viitoarea duce viitoare aducem aici bicicleta și trainerul, dacă tot e static, și facem... Nicio problemă, o uh, conectez uh, imediat la un exact. facem cu un Da. Iar pentru o alergare, la fel, tot cu ceasul, tot pe stadion, tot depinde de... Contează foarte mult și suprafața pe unde alergi, pentru că una e să alergi pe asfalt, pentru că alergi cu o viteză, alta mm -hmm. e să alergi pe nisip sau pe pământ sau da, prin pădure, mai ca și la bicicletă de altfel. Când vorbim de triatlon, cel puțin triatlonul de șosea, pentru că există și cross triatlon care este cu MTB-ul, dar triatlonul de șosea folosește doar doar asfalt. Mm -hmm. Și mai bine să mai rău? E mai bine că ești mai rapid. Da. Acum, eu nu prea sunt fan MTB, deși am mai participat și la curse ca cross triathlon, dar sunt și mai periculoase, sau cel puțin așa le văd. Adrenalina este la fel de mare. Tot, tot, ace, tot aceleași emoții le am și când încep un triathlon de șosea și unul de de MTB, dar cred că acolo trebuie să fii și mai de 10 ori mai atent da, te pentru înțeleg. că te poți accidenta mult mai ușor, te nu înțeleg. știu, ei, e, o groapă, <laughs> e o groapă îți fuge roata, poate să îți fugă și pe asfalt, așa înțeles mai puține Din nou, la nivel de uite, poți să înțeleg chestia asta pentru că la nivel de total amator, una este să te dai cu bicla pe șosea și alta este să te dai prin pădure printre copaci, adică da, senzația e diferită, într-adevăr mm ca și la triatlon, când schimbi sportul, te duci dimineața la nu după amiază la bicicletă, iar și e o altă senzație, da. Cu cât te specializezi pe ceea ce îți place să faci, cu atât nu mai ai probleme. Cred că asta e oarecum esența, sincer, dacă ar fi să iau ceva foarte valoros din toată discuția noastră, cred că asta mi se pare cel mai mișto și anume uh, faptul că ai, ai, reușit să găsești lucrurile care îți plac, să-ți găsești metoda prin care poți face faci performanță în ele și chestia asta te și îmbogățește. O să te întrerup te rog. un pic pentru că ai spus un lucru și mi-am amintit uh, ce vreau să spun. Uh, când m-am apucat de triatlon, uh, tot atunci intram și la, uh, la facultatea de medicină și am dat pe, peste niște profesori care și ei au venit cu niște valori asupra, asupra noastră, și ne spuneau, mai puteți să faceți ce vreți voi dar să vă placă ceea ce faceți și să deveniți cei mai buni în ceea ce faceți. Și pentru mine a fost, a fost un, un, lucru foarte benefic Asta. și l-am reținut încă de atunci și cred că le spun tuturor celor care, pe care îi întâlnesc așa într-un impediment sau au un impediment în viață și nu știu ce cale să aleagă. Fă ce place. Da, fă ce Asta, place, dar fi bun în ceea ce faci. Exact. Dă, dă tot ce ai da. pe urmă. Uite, mai aici o singură întrebare, pentru că din păcate ne, apucăm, ne apropiem de final. Um, e Există, să spunem, ceva ce... Nu știu că nu i teoretic, pentru că de câteva ori în viață am avut și o ocazia să-l experimentez. Da, să sigur că tu experimentez chestia asta, mă mai des. Uh, se numește Runner's High. E momentul ăla când treci dincolo de un anumit prag al oboselii fizice, mai ales la alergat, nu știu cum este la mm -hmm. no sau la bicicletă, când pur și simplu corpul tău începe să pompeze endorfine și începi să te simți așa super euforic da. da. Cum e? Descri el pentru cel care poate n-au experimentat chestia asta. Păi, cel care nu a experimentat asta, îi propun să se ducă să alerge 15 minute fără să se oprească, și după aia să vadă cum se simte. Știu că e mult, 15 minute sau 20, și pentru oamenii care sunt sedentari, e ceva ieșit din comun, dar dacă aș descrie lucrul ăsta, nu știu. Eu lucrez am zile când termin la ora 8 seara, și atunci mă duc la sală. Uh -huh. Și termin sala, ar trebui să ajung acasă să fiu moarte. Atunci eu mă simt cel mai bine după ce am terminat sala. Adică, înainte să încep, mă simt după o să murot, n-am chef. Adică da, nu nu există, nu știu, o descriere exactă la acest sentiment, dar îi sfătuiesc să încerce asta. Și o să mă merg un pas mai departe cu întrebarea. A fost vreun moment în în vreo cursă când ai simțit că ești într-o zonă mentală, într-un headspace din ăsta, adică cu starea pe care o ai, ai simțit că intri într-o stare meditativă și te detașezi? Am auzit că asta se mai întâmplă la sportivii de performanță, că sunt într-o lume a lor și pur și simplu merg înainte. Sincer, nu m-am gândit la asta până acum, dar e o întrebare bună, o să o țin minte. Uh, nu cred că am fost așa de atât de mult focusat încât să nu mai văd ce se întâmplă uh -huh. sau să nu mai conștientizez ce se întâmplă în jurul meu. Chiar am avut o întâmplare, una din colegele mele, chiar dacă mi-era adversară, s-a accidentat în timp ce mergea, alergam și a căzut în o dată. Și atunci cunoștințele de medic și faptul că am depus un jurământ m-a făcut să mă întorc din drum, să mă opresc și eu din cursa mea, că eram deja la un nivel și știam că nu -o, -o, o să progresez mai mult decât mă aflu în în momentul respectiv, m-am întors din drum și m-am dus să o ridic. După care a venit un arbitru și mi-a spus oprește-te că puteți să fiți descalificate amândouă, că tu ca adversar nu o poți ajuta. Și a zis, doamne, nu vezi că el leșina, avea o fractură de femur. Oh, wow. Practic, o fractură de stres. Și am zis că, cum să nu ajut? A alergat lângă mine până acum, trebuie -a să mă întorc. Da, și, -aveau de să știe. <laughs> <laughs> și da, instinctul de medic mi-a spus să întoarce-te și ajut-o, că nu... Deci, chiar dacă ești focusat și ta pe ceea ce faci, chiar dacă ești într un ești sportiv de sport individual, tu trebuie să știi că atunci când te antrenezi, antrenezi într o echipă, trebuie să știi ce înseamnă fair play trebuie să ai toate lucrurile astea în minte. Deci și ca să revin la întrebare, cred că e important și e foarte ușor să progresezi dar e foarte greu să... Nu, e foarte ușor să te menții. Nu, uh -huh. scuză mă am mai dat emoții acum. E ușor să progresezi, dar este greu să te menții. Uh -huh. Deci, dacă vrei să faci progres, poți să-l faci. Ajungi, ajungi să progresezi. Nu știu, vrei să îmbunătățești un timp de alergare cu 5 secunde. Când ai ajuns la limita ta maximă, să te menții acolo este foarte greu. Ca și, mai ales în sporturile de viteză unde vorbim de distanțe scurte și timp puțin. Asta mă aduce aminte de o... E, e o chestie reală, dar mi -e folosită ca o metaforă și mai faptul că în, în, natură rechinii trebuie să meargă înainte, trebuie să noate ca să nu se sufoce, pentru că branchile lor procesează apa doar la momentul când se mișcă înainte. Și asta a fost preluată în sport că trebuie să continui să merg înainte ca să nu, ca să nu mor. Exact ca să nu, ca să nu mă degradez. Exact. da. Îți mulțumesc foarte mult, a fost o discuție super faină și în încheiere avem și noi un cadou pentru tine. Oh, super, mulțumesc uh, și eu. Am zis să, să facem o reinterpretare tehnologică a imaginii tale. Nu și cred. Am zis, dar apropo de tehnologie. Ok. Și am zis, uh, deci ne-am folosit, mie îmi place și nouă ne place. O să pun mâine la ochi, să <laughs> <Mi -e> surpriză. <laughs> am zis, în, în, în ecosistemul nostru încercăm să îmbinăm arta cu tehnologia și am folosit o interpretare a AI-ului pe imaginea ta. Oh my God, astfel, hai astfel, să vedem. Astfel, astfel <laughs> să te reprezentăm ca o regina sportului. <laughs> wow, super, și mulțumesc mai avem, frumos. mai avem încă una, care e este un print alta este uh, în sine înrămată. Wow, super! Și chiar Mulțumesc în general funos. mai multe și o să ți le trimitem. Mulțumesc mult! Uite, asta chiar o să o așez lângă medalile și cupele câștigate anul ăsta și lângă una din cele mai importante, pre din cele mai importante premii, să zicem cel mai bun sportiv al Mulțumesc anului. mult! Adică în contează pentru tine să te simți ceea ce și ești, o regină și a sportului și a medicinii. Mulțumesc mult, Antonella Mulțumesc Manac! Mulțumesc frumos!